A crescut numărul cazurilor de gripă. Se simte asta în școlile din Craiova? Da, se simte peste tot și tocmai de aceea noi, cei de la Inspectoratul Școlar, acordăm împreună cu directorii unităților de învățământ o importanță deosebită acestei situații. Este primordial pentru noi să ținem sub control numărul cazurilor de îmbolnăvire cu gripă. Știți foarte bine că abia ce am trecut de o perioadă foarte grea, o perioadă în care a trebuit să ne desfășurăm activitatea în regim online, perioada cu infectările cu virusul SARS-CoV-2. Acum este această perioadă a gripei sezoniere și dacă această gripă este combinată cu o infecție cu virusul SARS-CoV-2, bineînțeles că efectele sunt ceva mai acute, să spunem mai pregnante. De aceea încercăm să controlăm pe cât putem această situație. Trebuie să respectăm și măsurile specifice acestor perioade de epidemii sau de creșterea numărului de îmbolnăviri prin realizarea unei colaborări foarte bune în relația dintre părinți și unitatea școlară și profesori. Este foarte important acest triaj observațional despre care se face vorbire în această perioadă. Este foarte important ca noi părinții să nu ne trimitem copiii la școală dacă observăm acasă că aceștia au stări febrile sau manifestă simptome specifice gripei, să încercăm să-i ținem acasă pentru a nu introduce în colectivitate și a limita în acest fel răspândirea virusului gripal sau a altor tipuri de virusuri. Ne aplecăm cu mare atenție și asupra celorlalte măsuri specifice, cum ar fi realizarea triajului observațional la nivelul fiecarei unități școlare. Dascălii sunt atenți la starea de sănătate a copiilor și atunci când au anumite, să zicem, îndoieli sau simptome ale copiilor, iau legătura imediat cu părinții și încercăm acești copii să-i scoatem oarecum din mediul școlar și să-i ținem acasă pentru a limita îmbolnăvirile. A trecut o săptămână de școală, se încheie astăzi prima săptămână de școală după vacanță. Sunt multe cazuri de viroze în școli? Să știți că în cursul zilei de ieri am fost și eu prin mai multe unități școlare din județ. Am intrat prin fiecare sală de clasă, nu am observat o scădere a prezenței elevilor la clasă. În același timp, monitorizăm cu mare atenție prezența acestora și ținem legătura în permanență cu directorul unităților și cu cadrele didactice și cu părinții, astfel încât acolo unde observăm că sunt probleme, acestea trebuie să ne fie aduse la cunoștință. Ținem de asemenea legătură cu reprezentanții Direcției de Sănătate Publică pentru a preîntâmpina ceea ce nu ne dorim, să zicem, și anume închiderea cursurilor sau transformarea din nou a învățământului din sistem clasic în sistem hibrid sau online. În ce condiții se pot suspenda cursurile? Cursurile se pot suspenda la nivel individual, adică dacă avem o situație în care medicul curant al copilului recomandă ca acesta să desfășoare activitatea de acasă, o poate face printr-o recomandare și atunci cursurile pentru elevul respectiv se vor desfășura în regim hibrid. Se pot suspenda cursurile la nivelul unor formațiuni de studiu, adică la nivelul unei clase dintr-o școală. Atunci se face o analiză foarte serioasă de către reprezentanții Direcției de Sănătate Publică și colegii noștri inspectori școlari care răspunde unitatea școlară. Discutăm, vedem care e măsura cea mai bună și în situații extreme putem suspenda activitatea la o anumită clasă. Bineînțeles că sunt și situații, ar putea fi și situații excepționale în care unitatea școlară pe de-a întregul să suspende cursurile, dar nu ne dorim acest lucru și sperăm să nu ajungem acolo.